Nu în 2015, la data de 12, luna 12, mergem prin sat cu nepotul și aici un consătean a ieșit și ne-a iluminat cu lanterna din spate. Eu m-am întors și i-am spus și ne luminezi ce ai vrut și el a început cu niște cuvinte urâte. Unde ești în drum și de un grad știți pe poartă ești în drum. Și tot cu cuvinte urâte, veniți în coace că vă bat botul, mai în altfel, știți? Eu am făcut vreo câțiva pași înapoi, în timpul ăsta a ieșit soția lui. A ieșit soția lui, el era ghiznuit ghinic și mulți oameni din sat sunt bătuți de dânsul. Răzic, el are așa un zici monnerav, că el ies, când se ie narcozul, ies în drum și să ne să agață de oameni la bataie, ca să mă înțelegeți mai Clar. bine. Eu am făcut vreo câțiva pași înapoi. Acolo unii soția lui pe dânsul, împinge un grad pe poartă înapoi. Soția vine încoace și spune, voi bani aduceți-vă acasă. Zic, eu încerc să-i lămuresc situația care, cum a fost și este ea. Soția lui. Soția lui. Mai scurt, eu vorbi n-am, cum n-am putut să-mi scot vorbi înainte lui, că e bunul leac de gură, nu leac de chiar ghenișor și n-am mai putut să stea. El în timpul ăsta, eu închis poarta, s-a dus, el s-a dus și-a sărit gardul, a luat o lopată și o sărit gardul în drum. A zvârlit cu lopata în mine, cum eu ștem aproape de soția lui. S-a dus și la nepotul și noi ne aflam cu un câine. Un câini care, mai scurt, vă lămuresc o totodată. Noi ne ocupăm alea cu jitele, că la țară știți cum e situația. Lucram în timp ce la lucram numai eu și venit nu prea era și tot așa mai departe. Și am avut niște probleme acolo cu jite și am stat pe mai târziu. Jitele se află la mama mea, unde trăiește mama mea. Dar noi trăim în mijlocul satului, la altă gospodărie, mai scurt. Și venind acasă, s-a întâmplat tot chestia asta. Eu eram cu nepotul meu. Nepotul, în timpul și el a crescut în familia mea. Cum? În familia mea și a soției. El a fost luat pe tutelă. Tatăl a murit în 2007, E copil? 2006. E copil? Poftim? E copil? Da, E minor? copil. El atunci s-a aflat, nu mai țin minte câți ani avea, vreo 19-20. Aha, deja era matur. Da, deja era matur, dar încă el trăie în gospodăria noastră, unde, Da. ca să mă înțelegeți dumneavoastră că eu nu mergem cu un oricare om pe drum, știți, stia și tot așa mai departe. Eu mergem, cum s-ar spune, cu băietul meu, pot spui, Da, cu că nepotul de și mă cu rog, cu, câinele, da. da, cu nepotul și cu câinele. Câinele, deci, el știa că îl cumpărasem cu un an în urmă, unde pentru, de mă rog, să... Mai eu, mama bătrână, afară, este ea și mama tot îmi spune tot timpul, știți cum s-auză chestii de astea, că dau la bătrâni, cer bani și tot așa, și tot este ea și eu, mami, nu teme, tătă, eu controlez tot astea. Și s-a Mai întâmplat. scurt, O azole cu lopata și... da, el a zvârlit cu lopata în mine, s-a dus la nepot și l-a înnat de chept și l-a pălit cu capul în față. L-a pălit cu capul în față și l-a chicat jos. Eu s-o fi despre lui. Eu când am văzut că cu dânsa n-am și grei că rând la vorbă nu avem, când m-am întors, el își dă deasupra lui și îi dă cu pumnii peste față. Eu m-am pornit înspre dâns, am luat lopata și eu venit de urma mie, soția lui, m-a mânat de haine, știți, să mă tragă, să nu mă duc să-l pălesc pe dânsul, pe bărbatul. Da. Eu văzând astea, m-am întors că să zvâr lopata pe gard la o vecină de-a lor acolo. Că să nu... Eu dacă lăsam lopata și mă ce mai este, cu gândul că zic e lopata, ar veni și mă hălești pe mine. În timpul ăsta, cât eu am dat să smulg lopata să o zvâr pe este, apare și fata lor minoră. Tot de seamă cu băietul meu, mai mic el. Apare și să agață și e de lopată. Am tras de 2 ore, am văzut cum este și le-am dat drumul la lopată, că zic de mă rog, să nu fac o problemă mai mare, că știți că vorba așa, deși m-am temut, deși n-am scăpat. Le-am dat drumul la lopată, tot acolo, când m-am întors, dar acolo au apărut 2 martori.
Și tot niște vecini pe acolo, dar bărbatul așa a venit să-l acostică, el la mine nici nu a venit acolo, vine să-l acostică, eu l-am sculat de pe dânsul, pe apostol, de pe costică, l-a dat într-o parte, l-a stia, și eu mă tăiam, că pentru ce să cu toate chestiile astea? Și fata lui ștecu cu lanterna în mână și cu piatră. Și îmi zice, nu te prochie că strac piatra. Am el sare peste fata lui și mă pălește cum pun în față. Ei, și eu m-am întors și zic nepotul lui Costic, că zic, Costic, de acasă, zic, nu-mi clarifică mâinii, dacă așa e chestia, zic, nu-mi clarifică mâinii. Am ei s-o luat, o luat, o sunat la poliție atunci, au spus că i-am pălit cu ăstia, lui i-a rupt mâna, la dânsa este la deștul ăsta, inelar, ca să mă înțelegeți, în regiunea Palmii. O scrapat. Dar dumneata nu te-ai plâns la poliție. Eu m-am plâns în timpul acela la poliție și tot s-a mântuit în procuratură. Mai scurt, după cum să înțeleg, a venit, dacă dumneavoastră știți, este stateaua asta de apărare, știți? Și nu a venit Așa, da. cât tipa ei s-a apărat. Am Da. înțeles. Și iată care e problema. Mai scurt, după aceea, vă spun așa, pe rând. Sara nu i-a venit acasă, soția o suna și la poliție, dar damul ei sunase, damul ei, că întâi ei o sunat. După aceea s-au început cercetările, dar nu știți cum, la anchetatori, la toate chestiile astea, așa vreau să vă anunț cu ceva. Vă zic că în seara aceea, martorul spune, bărbatul și ăla care e Chisăliță Vasile, că el s-a dus acasă și s-a dus după niște lapte. Asta au fost după orele 9, a fost toamna, în decembrie, dar era întuneric bine, zici așa. Și pe urmă s-a dus, am înțeles, mi-a spus un consatean acolo că eu băut până la vreo 3 de noapte, ei treaba lui și-a făcut. Mai scurt, luni, duminică noi nu ne-am dus nicăuri, când astea. Adeuza duminică, stați, vă spun normal. Până la urmă, pe ei i-au Da. găsit nevinovați pentru că erau în legitimă apărare, pe dumneavoastră v-au găsit Da. vinovat pe amândoi sau numai pe dumneata? Pe amândoi. Pe Amândoi și ei amândoi. v-au Pe condamnat amândoi. pentru huliganism, cu executare sau cu suspendare. Da. Nepotul are 2 ani de... Închisoare. Da, cu executare, cum spui, și am să vă explic pe parcurs toate chestiile astea, că și Da, mi-au dar dat și văd că cum te mi-au duci dat. în detalii care n-au importanță. Înțelegeți, a doilea zi vine polițistul care mă cunoștem bine cu dânsul, că am lucrat o benzinărie acolo și o știam. Mă întreabă și Vania și este, eu îi spun situația care este, eu mă ducem să duc băiatul la Horod, știi, că avea o repetiție, asta era duminică. Avea repetiții înspre anul nou, știți cum să stea. Când m-am întors înapoi, el șude cu mâinile în buzunări, știți cum bărbații stau cu mâinile în buzunări, cu am două mâini în buzunari, el șude cum stau femeile, știi, la sâne și apun mâinile și stea. Și polițistul îmi zice, că Vania du-te de vale, și că eu am șoaz la voi. Și au rămas cu dânsul și grăind acolo mai departe. Zicem că eu învățat ce să facă și să este, nu pot spune să este. Eu m-am dus acasă, dar i-am spus nepotului, zic, că am și trezit în polițistul. O venit polițistul, două cuvinte, n-am când, n-am îndreptare că să treceți pe boiurile, că el nu putea să zic că nu vă dau că este, că la mine era fața înflată, cum m-a pălit cu ăstea și la dânsul, așa deasupra ochiului, eu fost crăpat, la dânsul curge sânge ca vorba așa, ca de la ujită. Și așa mi-a dat îndreptări la astea. Am Și unor luni, aveți n-am putut... expertiză medico-legală cu Poftim? leziunile cauzate din bătaia aceea. Și le-ați A prezentat noastră? după aceea în instanță și la anchetă. Da, Care, dar unde a el... ajuns dosarul? În ce instanță e acum? Până la urmă, în ce sat s-a întâmplat asta? În și date? În ce sat? Când dată mi-ai spus cu 5 ani în urmă. Da.
patru ani sat? jumate, în decembrie 2015, în și sat. 2005. În satul Slobozia Horodiști era unul Rezina. Așa, ok. Și s-a ocupat Da. polițistul din sector de asta și după aceea i-a transmis la raion dosar penal cu propunerea de trimitere în judecat. Și s-a pronunțat judecătoria Rezina. Eu vreau să merg pe mai departe, să vă lămuresc și cum. V-am spus că polițistul a venit la noi, ne-a dat îndreptări, noi ne-am dus marți. Vreau să vă spun că eu luni a fost cu mașina la Rezina, cu mâna ruptă. Cine? Nu știu cum pot. Partea vătămator, cum să zic. Soția lui sau el? Eu, el Așa, chiar. el. Și el avea mâna Că, ruptă. da, el avea mâna ruptă. De El a la ce? fost... De unde? Eu nu știu dacă el avea mâna ruptă. Înțelegi? Eu vreau să spun că el luni a fost la Rezina cu mașina. Cu mașina lui la volan. Cu mașina lui la volan. Dar cine l-a văzut? L-a văzut, fiindcă eu l-a judecat, am cerut, dacă știți, când te duci, la, de pildă, la raion, îți dai bilete la autobuz, astea. Când te întorci înapoi, trebuie să iei din gară. Și eu la judecătorie la Rezina am cerut trei bilete, anume că pe data de, asta a fost de 12, duminică 13 și pe data de 14 de la autogard la Rezina este așa, și biletele și ele nu le-au avut. Înțelegi? Dar ei vopșe o strâns toate biletele care de la Rezina, știți, sunt întoarsă, fiindcă au spus că lor șoferul le dă de o bilete. Și nici nu le-au avut. Deci Matai a vrut să cerut... demonstrezi că el s-a dus la raion cu mașina da, lui și nu cu autobuzul, da, la expertiză medico-legală. Da, da, am da. Înțeles. Eu am vrut să demonstrez că este. Și n-ai reușit. Știți, aici n-a reușit, fiindcă nu ne s-a acordat nic. Zici așa, cât am cerut eu la Rezina? Am avut un avocat, dar din oficiu. De stat, de nu, la oficiu. Da, oficiu, da, da, de stat. Cât am cerut eu la Rezina la este, nu ne s-a acordat nic. Și instanța vreau te-a zic condamnat. Da, instanța m-a condamnat. Vreau zic că când am început aistia, vă spun la anchetator, când am fost, vreau zic că tot mi s-a acordat un avocat din oficiu. Alt avocat, nu a fost același la judecată nu, și la anchetă. Nu, altul, da. Uh-huh. Vreau zic că când am intrat la anchetator acolo, știți că n-are voie fără avocat să-ți lămurească care chestia și tot așa. Am un avocatul spune la un încetător că dacă ea ca sunt leziuni, ea ca sunt astea și că la dânsa, la soție și la bărbat sunt medii, după cum vă spun. Dar la minoră e ușoară. Minoră fiind fiica lor. Da, da. Mm-hmm. Că... Da, dar s-au luat în considerație și leziunile dumneavoastră cu ale copilului. Nu. Nu s-a luat în considerație. Dar de ce n-ați prezentat certificatul medico-legal? Nu, dar pofut, noi tot am făcut. Noi nu ne-am dus luni, că o luni a fost în schimb la benzinărie. Sunt în dosar certificatele medico-legale și ale da, noastre și ale băiatului. Da, cum? Da, da. Cum? Că fiindcă procurorul la Rezina când a citit ea ca în primer partea vătămată, da, partea vătămată și partea dar noi, cum spunem, inculpați, în limba rusă. Inculpați, da. Da. A ne citit la toți care și leziunea mai avem. Da, da. Înțelegeți? Ce că acum? Am vrut să spun la anchetator că în atunci prima dată în Estia, am avocat și ăla îi spune la anchetator gine, că la mie de chestii, că da, sunt nimfile, sunt că Estia, dar anchetatorul îi spune, că și trebuie să nimfile dacă este la medic. Știți, chiar minimum, zici așa, m-am mirat faptul ăsta, că zic, cum, auzisem de la mai mulți că anume trebuie să fie două snimci în dosar, că ea ca anume că este eu m-am mai consultat da, m-am mai dacă consultat fractura cum... trebuie demonstrată cu radiografie să vadă da, că da, rupt osul cu radiografie, cum spui, da. Uh-huh. În scurt la anchetator atunci n-am mai este mai scurt s-a început judicat, prima judicată am avut-o în septembrie 21 septembrie 2016. Da, de-am peste aproape un an. Și? Da, 2016. Vreau să zic că la acolo am avut un judecător, poate ați auzit dumneavoastră, Andrei Balan. Nu. Prima ședință, așa, s-au întrebat martorii
Și soi este, căruci marturi acolo să bălbă eu că, fiind cu un avocat, avocatul meu care l-a avut de deodată, vrea să-i am cerut să le lase acord, tac, că partea asta, zice, mai este cu mâinile rupte, le șoșotiu și spun, știți? E, asta cred că nu e important, eu pur și simplu vă spun că astea. Ce am vrut să spun de judecătorul ăsta Andrei Balan. Judecătorul ăsta Andrei Balan, el a văzut că acolo în delă nu erau snimcile. Și îi întreabă pe dânsă, dar voi snimcile, ce că le aveți? Amu, dar e, că noi le avem, ce că să acasă, ce că apărazul viitor, ce că și bă, snimcile aici, ce că ele trebuie să aici. Mai scurt, s-o închet, s-o pus amânare, dar nu mai țin minte data și data a fost pus. Judecătorul și au fost demis din funcție, nu mai știu și probleme, asta Și nici nu mă dosarul s-a mai interesează. examinat odată. Da, am unul luat alt judecător, tânăr, Igor Negrean. Am început cu dânsul toate chestiile astea, care s-au început tot de la început, iar martorii odată, care S-a repetat știți, procesul, am spus asta. Și a fost altfel sau la fel? au Tot fost șoșoteau, altfel. tot au cerut Nu fotografii. șoșoteau, nu șoșoteau judecătorii ăsta nici nu și rus nimcile că au văzut că acolo nu erau. Și nici nu martorul ăsta, Chisăliță Vasile, care vă spun că atunci se bălbăiește, nu știe și spun, vă spus anuia că eu am trei copii și nu țin minte de atunci care era deasupra și care de sub și tot așa mai departe. Dar au spus niște mi... Și a decis judecătorul, care-i sentința? Răzic în 2018, zic pe în vară, dar nu mai țin minte data, eu am fost condamnat la 6 ani, 6 luni, asta 6 ani mi-a dat pe 152 și pe 280 mi-a dat 4 și au făcut soi acolo, dar nu cred că știți cum se face. Și mi s-au dat 6 ani și 6 luni în penitenciar tip semi-închis. Pentru bătaie și ești pentru mâna ruptă, Pentru, fără fotografii. Și băiatului 2 ani condiționat sau tot da, închisoare? și băietului 2 ani, i-a dat 4 ani, la 4 ani lui, știți cum este, 2 ani și 2 ani cu condiționare i-a dat lui atunci. Am înțeles. Bun, Uh, asta a da, fost prima instanță sau asta a fost decizia da, definitivă? Prima prima instanță. Așa, instanță, la prima judecătorul și instanță. la tânăr, fără ca să vadă pozele, el a Da, decis așa. Ați da, da, contestat la da. apel, probabil. Da, eu am avut un alt avocat așa de zine, doamna Maria Mustea. Eu ușăruț să mă achit cum într-un fel să zic. Da, să te achiti, Știți, să absolvească corespunderea. să-mi scoate toate înginuirile. Eu văzut problema care, cred că și este tot așa. Nu a fost. Mi s-a dat, procurorul mi-a cerut 5 ani jumătate, judecătorul ăsta mi-a ridicat la 6 ani jumătate. Ei bun, noi am contestat la Curtea de Apel, mai departe, dar doamna așa din rezina a spus că să mă ies, dar nu pot să mă răsesc, probleme de sănătate. Ei bine, și am găsit un avocat în Chișinău, poate au știți, strada Ismail, 1/2, acolo Alexandru Ghișilischi, mă tin că așa ceva. Deja cu contract, n-ați mai avut avocat Da, distant. nu, cu contractul. Zic, da, mă, să iau avocat, zic, să mă poată scoate, să-mi poată astea. Când am vorbit eu cu avocatul ăsta, că m-am dus și am mai zis, eu am vorbit cu dânsul normal. El mi-a spus că eu trebuie să mă duc la rezina, eu trebuie să fac cunoștință cu dosarul, eu trebuie să stea și tot așa mai departe. Eu i-am lămurit tot chestia cu mea ca să lămuresc matale, tot astea. El, nu știu, a mai fost la rezina, nu a mai fost, nu știu ce a făcut el. Știu că am fost odată, astea și au fost amânări la Curtea de Apel și apoi în 2018 undeva, să zic, prin noiembrie, prin sfârșitul noiembrie, la Curtea de Apel am fost, mai scurt, ni s-a scos 280, că avocatul este totuși el a spus că el nu vede acolo huliganism. El a zis că acolo nu vede huliganism. Și de 152 nu a pomenit nicăieri. Nu știu care a fost cauza.
nu știu, poate s-au bazat pe chestia că se cunoștea cu judecătorul. Judecătorul nu a fost Ion Pleșca atunci, poate tot îl cunoașteți, tot Păi așa. cred că nu era numai el, că de obicei la apelă Nu, sunt colegiul din trei. da, Angheri președintele, Ok. care e în mijloc, Da, care da. stă. Și am fost condamnat la 6 ani. Tot tip să mi închis. Acei jumătate de ani mi s-o scos, care, cum vă spun, că este. Și am fost condamnat la este. Și te-au arestat din sală sau te-au lăsat până la Curtea Nu, Supremă? m-au lăsat. M-au lăsat până și dosarul a venit la rezină, dar m-au avocat și eu la nu că am scos la Curtea Supremă. Dosarul a venit la rezină. Păi dacă Cum a venit contești do la Curtea Supremă și faci recurs, nu se mai duce dosarul la rezina, se duce direct la CSJ. Nu știu, eu vă spun cum a Ok. fost. Dosarul a venit la rezină, judecătorul este care el poc, a venit prea mult la locul de la benzinărie, m-a luat și m-a închis. Asta a fost data 30 ianuarie 2019. A, deci totuși te-au închis după curtea de apel. Da, Da, știi sigur că ați făcut prima oară. recurs, același avocat a scris recurs și a ajuns la Curtea Supremă dosarul. Da, dar Așa. pu Și din eu 2019 ești închis în sau do erai închis? nu, în 2019 dar mu i pe mine mă estea până și dosarul s-a dus înapoi la Chișinău, până și estea la data de 19 aprilie eu am fost eliberat că Care an? Curtea Supremă o hotărât că se dă la judecare la Curtea de Apel că Am înțeles. Când? da. În 19 aprilie ce an? 19 aprilie 2019. Deci te-a arestat prin ianuarie, februarie și în aprilie ți-a dat drumul. În ianuarie, pe data de 30, pe data de 19 Mai aprilie, am puțin de fost eliberat. da, mai puțin de 3 luni ai stat închis. Da, 2 luni jumate, zici Așa. așa, plus minus, Și plus se minus. examinează a treia oară la rezână. Și amuia, damul dosarul de la Curtea Supremă atunci, au venit, dacă au fost hotărâri că este, au venit la Curtea de Apel înapoi. A, la apel o trimis la reexaminare, nu Da, la rezină. nu Așa. la rezina. Așa, La și... curte de apel, dar nu știu, avocatul ăsta care l-am avut oricum, știți, s-a sunat așa de la voi într-un fel, ori poate o cerut iar să-mi scoată 280 și acolo o cerut la urmă, nu știu, doamna judecătoare, Oxana Robu, dacă ați auzit, Da. el așa prezentat, nu știu, cu deși care a fost cauza, orică, mai scurt, el pe mine m-a pus să mă recunosc pe 152, pe o faptă care eu n-am făcut-o. N-am făcut-o, înțelegi? N-am făcut-o. El ți-a propus că mai Că, bine să recunoști ca să se reducă din termen. să ne reducă, că acolo Și-o scade redus? o pătrime. Nu ne-a redus. Nu ne-a redus, că acolo ni s-au dat niște întrebări, doamna judecătoare. Eu m-am bâlbâit dacă eu n-am făcut treaba asta. Eu am spus, n-am făcut-o intenționat, poate întâmplător, poate... Dar ei mi-au dat un întrebări și eu m-am bălbăit și m-am... Știți cum, dacă n-am fost pe drumuri de astea și el m-a pus să mă recunosc. Și azi, toamnă, în 2019, am uitat pe dată că ele sunt dățile, dar trebuie să caut în toate hârtiile. Am fost condamnat iar la 6 ani, 6 luni. Mai scurt, o lăsat instant, cum? Și ni s-o dat de la rezină, așa i-au lăsat ei. Și că trebuie. Dar Și mă, te-a arestat am... iar din sală sau n-ai mai fost la citire? Nu m-a arestat. Nu m-a arestat. Și ai contestat din nou la Supremă? Da, am contestat cu avocatul din nou la Supremă, Tot cu unde... acela avocat. Da, tot cu acel avocat, se vede că, nu știu, deși lor că a fost zici mă, el a fost nepăsător, așa că chiar și bă, indiferent cu, zici mă, așa cu viața mea, ori deși eu nu înțeleg. Păi nu înțeleg. Și... Dacă ai încredere în el, ai acceptat și ți-o propus el. Înțelegeți? Eu am fost bucuros să scap și să mântui de toate nevoile astea și să lăs satul și să mă duc din sat pentru Dar niște oameni. el doar nu ți-a spus că dacă ți recunoști vina, te absolvește de răspundere. O să-ți reducă din termen dacă ți Apoi da, recunoști vina. Și el așa mi-a spus, ai el așa mi-a acceptat, spus că înseamnă că ai vrut dacă... un termen mai mic. Poftim?
Ai vrut un termen mai mic, ai vrut să-ți reducă din termen, dacă ai Da, acceptat păi propunerea lui. el așa mi-a spus să fac, înțelegi? El așa, că eu am vrut să merg iar pe ei, dacă n-am făcut, cum să Bun, și acum zic... dosarul e la Suprema? Poftim? Acum dosarul e la Suprema? Ieri a fost la Supremă și nu știu unde așa n-am mai. Cred că s-a trimat la Rezina. Păi cum a Că... fost la Suprema? S-a pronunțat Suprema? Da, ieri s-a Și pronunțat. ce a zis? Mi-am lăsat aici 6 ani jumate. Definitiv. Definitiv, da. Dacă crezi că ai dreptate și că nu ți-a făcut justiție corectă, te poți plânge la CEDO în timp de 6 luni de când ai primit hotărârea Curții Supreme. La CEDO. Nu știu dacă poate avocatul cealaltă, nu știu dacă găsește alt avocat, dar ai atâta șansă. Eu, iată, am înregistrat ce mi-ai povestit dumneata 26 de minute, 27, Da, și da, pot să da, mai da. înregistrez încă și o oră, două, dar nu te ajută cu nimic. Înțeleg că nu ești închis și poliția te caută. Da, poliția mă caută. Poți să fugi să te ascunzi până când se va pronunța CEDO sau poți să te duci să stai închis, dar CEDO de regulă examinează câțiva ani, s-ar putea după aceea să te spășești pedeapsa aici 6 ani. Să ai o hotărâre de la CEDO care s-ar putea să-ți fie favorabilă, s-ar putea să nu-ți fie. Deci dosarul e complicat, Da. ai dat și ai luat bătaie, Da. ai leziuni și ei au leziuni, ai cerut probe, nu ți s-au administrat. Dacă poți demonstra că ți-au încălcat dreptul la justiție, drum bun la CEDO. Până în toamnă, să nu uiți obții toate documentele, îți găsești un avocat sau o juristă bună și duceți-vă la CEDO. Eu vă ajut cu mediatizare, să afle lumea în ce fel se face justiție la Răzina, la Apel Chișinău și la Curtea Supremă. Și cum se face anchetă în satul acela și în raion. Atât, eu numai asta pot fac. Eventual dacă faceți și un protez, dar ta nu poți să faci protez, că ești fugar. Da, da. Clar. Deci dacă faceți vreun protez, chemați-mă și pe mine. Dacă vreți să publicăm asta ce am vorbit 28 de minute, dați-mi acordul și publicăm. Dacă vreți, în fiecare zi putem să facem interviuri, să povestiți chestia asta, dar nu cred că vă ajută. CEDO e singura salvare dacă crezi că s-a încălcat drept la justiție și la CEDO libertate. și în Republica Moldova, da? Ei, cum să fie în Republica Moldova? În Republica... CEDO e la Strasburg. Republica Moldova a semnat convenția, a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, face parte din Consiliul Europei și finanțează Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar pe urmă ta și Sovietul îmi dai? Eu te-am sfătuit. Deja de două ori am spus și acum spun a treia oară și ultima. Da. Pe lângă mediatizare, pe lângă eventuale proteste, dacă crezi că ai dreptate și ți-au încălcat drepturile justiția moldovenească, în baza articolului 6 te plângi la CEDO și ai 6 luni la dispoziție de când ai să primești hotărârea Curții Supreme motivată. Să mă plâng la CEDO, da? Da. Cu documente, cu probe, să încerci să demonstrezi că ți s-au încălcat drepturi. Că ai da, stat da, închis 3 luni și că iată te-au condamnat încă la 6 ani. Da, dar păi probele este acum să le obținem noi. Eu am înțeles că mă ta poți să le rezolvi, nu? Ce să rezolv? Eu sunt artist, jurnalist, activist civic. Eu nu pot să rezolv nimic. Ce n-ai făcut dumneata în 5, în 4 ani jumătate, cu avocat de stat și cu avocat plătit, ce n-a făcut ancheta și ce n-a făcut procuratura, crezi că eu pot să rezolv? Eu arăt a făt frumos, dar eu nu fac minuni. Deci eu nu pot să rezolv decât mediatizare și protest, gratis. Mai departe te descurci cu avocați. Că îi găsești neamuri, că îi găsești plătiți, e treaba mea tale. Înțeles? Bine, bine. Dar îți să spui înțeleg și că... numele întreg sau te las așa cu numele mic Ion? Că cine știe dosarul din satul ăla, sigur o să te recunosc. Mă trebuie să-l pui pe internet, da? Păi asta vreau, da. Credeam că pentru asta m-ai sunat și am înregistrat jumătate de oră. Dar poți spui cu nume necunoscut acolo, ori... Pot, dar dumneata ai dat și numele satului, ai dat și numele inculpatului sau a victimei, te-ai prezentat și dumneata, Vania, Ion și în tot felul. Ce te ajută dacă nu știe nimeni unde s-a întâmplat asta? Nu te ajută cu nimic.
vrei să faci presiune asupra dosarului tale, să fie revizuit eventual și tot așa. Încă poți să te adresezi și în instanță să ceri revizuire dacă ai probe sau martori noi, care n-au fost examinați până acum. Deci ai două variante. În paralel cu CEDO poți să mai ceri revizuire, dar nu știu dacă ai probe și martori noi. Cum pot eu să obțin dreptatea asta, că înțelegeți că nu este așa mâinile la dânsul și nu a fost rupt? Poate la dânsul și a fost mușcat de câini el. Asta e problema dumitale, el l-a mușcat câinile dumitale. Dar nu eu l-am pălit, înțelegeți? Expertiza medică legală se vede că e mușcătură, că e ruptură, că e pălitură și tot așa. El acolo a spus că și băietul l-a pălit cu hlănțugul în cap și el a chicat jos fără cunoștință, dar toate chestiile astea nu au fost. Sunt și martori, nu, în dosar? Martorii ăștia sunt niște bețivi. Bețivi, nebețivi, dar sunt cetățeni cu capacitatea de exercițiu, care pot să fie martori. Au fost acceptați de instanțe ca martori, deci ce au decis instanțele până acum îi lege, mai ales dacă s-a pronunțat Curtea Supremă. Bine, eu v-am înțeles. Revizuire, CEDO, eu vă ajut gratis cu mediatizare și protest. Dar revizuirea asta cum trebuie să o fac? Am mai spus o dată. Cu avocat și cu probe și cu martori noi, care n-au fost examinați până acum. Mai scurt, trebuie să caut trebuie să caut un avocat și avocatul și îți duc să caute toate chestiile astea, oricum să înțeleg. Da. Dacă vrei altă sentință. Dacă nu, ești fugar, dacă nu o să ceară extradarea dumitale, fugar, judecă-te la CEDO și tot așa. Da, mă tale, pot să-i recomand un avocat care într-adevăr să lucreze în privința mea, nu să... Eu nu pot să garantez niciunul. Eu știu mai mulți avocați de treabă, dar nu depinde doar de ei sau de ele. Știți că la noi și instituțiile de stat sunt complicate. Da, 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 da. Pot să-ți recomand niște avocați, să-i găsești, vorbești cu ei, vă întâlniți unde e posibil, peste hotare sau la hotar, și descurcați-vă. Eu am acolo unul... Dar nu știu dacă îți fac treabă. Da, e cel mai bine când e cineva în care ai neata încredere, că după aceea nu-mi cer mie socoteală de ce avocatul care ți l-a recomandat eu. E clar, da. Pentru că eu n-am pe nimeni rău de avocat. Bine, eu îmi cer scuze. Pentru ce? Mulțumesc pentru încredere și pentru spovedanie, dar eu cu atâta pot să vă ajut. Cu sfaturi, cu mediatizare și cu protest. Bine.